Dacă Brenciu e sportiv și a venit cu bicicleta, Delia e gata să pluseze. Yoga. Eu am un stil de a mă relaxa. Descoper de mine, nu știu ce fac. E yoga, nu e yoga, e masaj. E un masaj practic cu greutatea corpului tău, pe podea. Faci treaba asta, e foarte bine, descoperiți acasă, e... nu mai ai nevoie de nimic. Hai, vină jos! Nu faci, stai jos în cur! Hai, arată-te! E să-ți prinzi! Hai, vrei, asta e cea mai sărăcie. Bine, hai, fă-o! Să mă curzești. Hai, strică părul, da? Nu. Uite ce elastic e! Nu știu ce faci acasă, în ce poziții stă. Hai, ușor, că nu sunt încălzit. Dai! E bună, nu sunt încălzit. Eu n-am văzut pe nimeni să stea așa, am crezut că sunt singura din acest platou. Bravo! Cum o să nu? Eu mai am 2 cm și nu mai ies din casă. În primul rând, genunchii trebuie să ajungă jos. Ia-mă, pune unde vrei. Am văzut în niște imagini în montaj, da, că stăteai pe spate și te apăsa pe picioare. M-a apăsat pe picioare, picioarele fiind la urechi. Am văzut, stai liniștit. Cu mine de ce n-a făcut niciodată? Pentru că tu nu poți să faci asta. Nu ești pregătit anatomic să faci asta. Mă, ce elastic e, nu cred. Mă, soc, ești cam flexibil. Nu sunt elastic. La 35 de ani asta i-a rămas. Ia-l pe Brenciu. Ștefane! Deci nu cred că poți să stai așa. Cum să nu pot? Da, și încă eram îmbrăcat. Ești mai flexibil neîmbrăcat? Când îmi arăți? N-are nicio legătură, Răzvan, să știi. Mobilitatea e mobilitate. Poți să o ai și cu pantalon și fără. Cam aici se termină calitățile mele, cam așa. Și la angajare, când am fost... Da, noastră ce? Elastic, plastic, umăr. Cel mai elastic prezentator. Da. Păi poate da, negru sau că ce face el. Niciodată. Dar nu oricine poate. Bineînțeles, dar eu nu sunt oricine. Tovară Ștefan poate să facă? Eu cred că e destul de rigid. Ori el dacă se chinuie, cred că poate. Stretching, da. Uite. Hai că eu am făcut prima și după aia a făcut el și n-am crezut că e atât de elastic. Tu poți să stai așa? Băi, eu nu vreau să arăt cât de elastic sunt. Chiar așa să fac de toate, nu vreau să arăt. Îmi pare rău că au trecut ani și nu ți-ai dat seama că, de fapt, cel mai elastic dintre toți oamenii... Hai, mă, n-ai cum să stai cu cap așa la nivel... Delia are o singură problemă. Ea știe cât de elastic e Răzvan. Dar nu bănuiește cât de versatil sunt eu. Lumânarea din cap a făcut-o? Am făcut și lumânare. Pentru mine, triplu țuluc, țuhara întors... Eu nimic, am toată. O fac și când o trebuie. Da. Stretching. Stai că avem. Eu cred că este bulăneală, dar asta e treaba voastră. Nu e mega stretching, ce bulăneală, că ne-am chinuit așa bulăneală.